Ne-am întors, stimați telespectatori, sunteți la Povești și Cântece aici la TV Sud-Est. Invitata mea din această seară, Violeta Popa, a venit în fața dumneavoastră și va veni cu alte și alte melodii. Spune-mi, te rog frumos, dacă piesele acestea care tu le interpretezi fac parte din viața ta și cine ți le-a compus? Da, deci am momentan 6 melodii ale mele. Momentan, da, păi da, vreau ca să continui, nu mă opresc aici, dacă tot am început și până acum nu m-au lăsat alții, acum merg pe mâna mea. Tu ești șefa, tu comanzi. Eu. Așa? Da. Deci 2 melodii mi le-a compus domnul Dumitru Căuș, un mare solist de la noi din Galați, consacrat. 2 melodii doamna Mitrița Velicu, Cămară, și 2 melodii le-am compus eu. Iar toate sunt orchestrate cu Doina Covurlui de la noi din Galați, care le mulțumesc. Pe această cale sunt, consider eu, cu niște profesioniști la noi. Violeta, spune-mi, da, dacă îmi spuneți aceste piese, ai găsit oameni care te sprijină în toată această activitate a ta? Pentru că, până la urmă, pentru tine muzica este aerul care îl are. Da, orice. Dacă cineva îmi dă un sfat, o idee, eu o iau foarte... O iei de bună. O iau de bună, da. Pentru că orice lucru spus de cineva care, într-adevăr, vine din domeniul acesta muzical, pentru tine este o lecție de viață, un lucru bun care îți folosește. Da, așa este. Păi, hai să dar te am mai... și oameni de suflet. Da? Da, Mariana Purdel, care fără Mariana... salut. Da, bă, dar e... Amândouă. De la Mariana, sincer, vei primi cele mai bune sfaturi, pentru că Mariana vine din domeniul acela muzical. Ea le-a luat pas cu pas și știe ce spune. Așa și este. Se va prinde bine în viață. Așa este. Vasile Codreanu, care este tot la fel un prieten de suflet. Și mai sunt foarte mulți. Acum nu vreau să dau nume, să uit pe cineva care să se supere pe mine. Îi salut pe toți. Îi salut pe toți. Și eu sunt un om foarte pozitiv și eu nu sunt cu răutăți, cu... Pentru mine am eu o prieten avocat la noi în Galați, unde zice viața este frumoasă, minunată, fără să ne uităm în urmă la răutăți. Și sau... așa faci tu, nu? Așa fac și eu. Nu mă gândesc la nimic. Chiar dacă ai dușman, că bănuiesc că ai și tu dușmanii tăi, da. Viața este frumoasă. Minunată. Viața și mergem mai departe. Și mergem mai departe. Ei bine, stimați telespectatori, viața este frumoasă și minunată aici la TV Sud-Est, pentru că, doamnelor și domnilor, Violeta Popa ne-a spus de viață. Da, viața este frumoasă, iar dumneavoastră nu vă rămâne decât să rămâneți acolo în fața micilor ecrane, pentru că seara de vineri este cât se poate de frumoasă, pentru că aici la TV Sud-Est cântă și vă încântă Violeta Popa. Adună bogății, tinerețea-l părăsește, lăsând grijile pustii. Așa-i omul că trăiește, tot adună bogății, tinerețea-l părăsește, lăsând grijile pustii. Doamne, de-aș putea anii să-i opresc, tânără aș fi o viață. Dar nu pot și azi, vreau să chefuiesc, să mă strângă badea-n brață. Lume, draga mea, ia aminte ea, ce perzi azi nu găsești mâine. Petrece cât poți, iubește și bea, un pahar acum cu mine. La 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 la. Trece vremea ca nebuna, drag-mi lume să trăiesc. Ce-am iubit până acum, strâng la piept și prețuiesc. Trece vremea ca nebuna, drag-mi lume să trăiesc. Ce-am iubit până acum, strâng la piept și prețuiesc. Doamne, de-aș putea anii să-i opresc, tânără aș fi o viață. Dar nu pot și azi, vreau să chefuiesc,
să mă strângă poatea-n brață. Lume, draga mea, ia-mi-ntâi ea, ce perzează nu găsești mâine. Petrece cât poți, iubește și bea un pahar acum cu mine. La 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 la. Nu vreau rău ca să-mi pară după nimic pe pământ. Zic cu mine din vioară, la toată lumea să cânt. Nu vreau rău ca să-mi pară după nimic pe pământ. Zic cu mine din vioară, la toată lumea să cânt. Doamne, de-aș putea anii să-i opresc, tânără aș fi o viață. Dar nu pot și azi, vreau să chefuiesc, să mă strângă poatea-n brață. Lume, draga mea, ia-mi-ntâi ea, ce perzează nu găsești mâine. Petrece cât poți, iubește și bea un pahar acum cu mine. La 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 la. Mărine, dragă mărine, uite ploaia s-a oprit. Mărine, dragă mărine, vin la tine la iubit. Mărine, dragă mărine, uite ploaia s-a oprit. Mărine, dragă mărine, vin la tine la iubit. Of, 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 mărine, dragostea mea. Of, 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 te-am pus la inima mea. Of, 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 și mai zăpăcit de tot. Of, 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 fără tine nu mai pot. Mărine, dragă mărine, uite neaua s-a lăsat. Mărine, dragă mărine, vin la tine la sărutat. Mărine, dragă mărine, uite neaua s-a lăsat. Mărine, dragă mărine, vin la tine la sărutat. Of, 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 mărine, dragostea mea. Of, 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 te-am pus la inima mea. Of, 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 și mai zăpăcit de tot. Of, 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 fără tine nu mai pot. Mărine, dragă mărine, moare lumea de necaz. Mărine, dragă mărine, eu de tine nu mă las. Mărine, dragă mărine, moare lumea de necaz. Mărine, dragă mărine, eu de tine nu mă las. Of, 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 mărine, dragostea mea. Of, 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 te-am pus la inima mea. Of, 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 și mai zăpăcit de tot. Of, 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 fără tine nu mai pot. Of, 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 mărine, dragostea mea. Of, 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 te-am pus la inima mea. Of, 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 și mai zăpăcit de tot. Of, 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 fără tine nu mai pot. Am revenit, stimați telespectatori, sunteți la TV Sud-Est, invitata mea, Violeta Popa, de la Galați, a venit, de fapt, data viitoare, Violeta, să vii cu pește. Așa. Să vii cu pește, da, neapărat. Vin și cu pește. Cu... Spuneai înainte acestui dialog cu tine că e o piesă, Maică, Măiculița mea. Spune-mi puțin despre piesa aceasta. Da, piesa
melodia respectivă, Maică Măiculița mea, este compusă de mine. Am zis că face parte din viața mea. Și am considerat eu câteva versuri acolo, ce mi se potrivește mie, care le-am trăit, să fie în această melodie. Și am făcut un videoclip împreună cu Vasile Codreanu și el a făcut la o melodie de-a lui, undeva în Cendreni, într-o comună lângă Galați. Și a prins foarte bine. Vreau să spun că o am pe Facebook, pe YouTube și pe Facebook și primesc foarte multe mesaje, chiar și din Italia, unde zici că se regăsesc în versurile mele. Violeta, să spunem că ceea ce ești astăzi, ai făcut pe munca ta, nu ți-a fost ușor, cu doi copii de crescut, cu multe lucruri pe care tu le faci și până la urmă în viața de zi cu zi nu se aseamănă o zi cu alta, da. Dar tu totuși nu te dai bătută. A, sub nicio formă. Mergem înainte. Mergem înainte. Să spunem că ai și plâns, pentru că până la urmă... Da, sunt om. Până la urmă sunt om și eu. Regrezi ceva până acum? Nu, sub nicio formă. Tot ce fac, merg înainte, înapoi, nu îmi pare rău din ce am făcut niciodată. 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 Eu, din păcate, vreau fără voia mea să mă despart aici de tine, pentru că timpul alocat acestei emisiuni este... O să mai revin. Cu mare drag. Chiar te rog frumos să revin. Spune-mi, te rog, cum a fost anul acesta pentru tine? Pentru mine a fost un an foarte bogat, din toate punctele de vedere, și un an bun, și doresc la toți oamenii să fie exact cum am simțit eu acest an. Deci mi-am făcut melodii, 4 melodii anul acesta, mi-am făcut videoclipul. Am mers la spectacol împreună cu prietena mea, Mariana Purdel, prin țară. Am avut nunta băiatului, am fost și soacră mare. Tu ai fost soacră? Am fost soacră mare, dar cum? Dacă ne cunoșteam mai înainte, te invitam și pe tine la nuntă. Cu mare drag. Dar mai am fata adevărată și atunci nu lipsește. Fata unde este acum? Este în Galați, lucrează la o bancă. Am înțeles. Uite, vreau data viitoare să vii și cu fiica ta să ne povestească din activitatea ei de fotomodel, pentru că are atâtea lucruri frumoase să ne spună. Diplome acasă are. A luat și un din ăsta de 2 ani în Italia. Tot a participat la un concurs, a câștigat acolo locul întâi și i-a dat un contract. Asta era un contract de 2 ani de 2 ani de zile, da. Măi, eu dacă mă uit bine la tine, cum e mama, e și fiica. Așa că, fără doar și poate, ai o fiică frumoasă la chip și la suflet. Da, așa este. Violeta, care este mesajul tău pentru telespectatorii noștri? Pentru telespectatorii doresc multă sănătate, voie bună, să dea Domnul să fie un an bun, așa cum am avut eu anul și cum l-am simțit, doresc la toți, să fim mai buni, iertători, mergem înainte cu voie bună, cu muzică și să uităm toate relele. Stimați telespectatori, o urare mai frumoasă ca aceasta nici nu se poate. Violeta, îți mulțumesc încă o dată, să ai parte de multă sănătate. Îți mulțumesc că am reușit. Vreau să-i mulțumesc Marianei Purdel că am, datorită ei am reușit să te cunosc și cu mare drag, cu mare drag îți spun să mai revii aici. Cu plăcere. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, din păcate mi-au rămas bun de la dumneavoastră aici, nu înainte de a mulțumi colaboratorilor noștri, Fabrica de Mobilă Ban Pro SRL, Fabrica de Încălțăminte Mopiel, Florăriile Sacura Rosa și Salonul de Frizerie Ovidalis. Eu sunt Daniel Țigleanu, în numele tuturor colegilor vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă, iar la final o să urmărim și noi videoclipul adus în această seară de prietena noastră, venită tocmai de la Galați, Violeta Popa, Maică Măiculița mea. Până data viitoare, toate cele bune și aveți grijă de dumneavoastră. Pe curând! Vreau să-ți cânt și eu ceva, ca să-mi alin inima, măi. Of, mama mea, tinerețea mea a fost grea, dar n-am spus la nimeni, măi.
de. Of, mama mea, tinerețea mea a fost grea, dar n-am spus la nimeni, mă. Of, tatăl meu, nu m-am plâns când mi-a fost greu, am vrut să știu numai eu. Thank you.
tinerețea-i trecătoare, măi, măi. Banilor, dușmanilor, la nimeni nu sunt dator, prea mari mulți cu sănătate, că atunci sunt bogat în toate. Nu vreau ca să-mi strâng averii, o mofă banilor.